Totdeauna, cel mai bun prieten ar putea să-ți fie un om, ci un animal inteligent. Stella Postolache este pasionată de hipism, iar pentru ea, echitația este sportul cel mai nobil. Mie de mică îmi plac mult cai și rămâneam pur și simplu uimită când vedeam un cal în parc și o rugam pe mama: mama, vreau să mă plimb mult pe căluți. Și uite așa, dragostea asta a crescut dintr-o pasiune într-un sport profesional. Practică hipismul de mai bine de 5 ani, timp în care a învățat să trateze corect caii, pentru că asta înseamnă echitația. Deși pare simplu, este o activitate destul de complexă, care presupune multă forță fizică și nu doar. Pe lângă faptul că este un sport greu din punct de vedere fizic, este greu și din punct de vedere moral, pentru că ești mereu într-o luptă cu tine însuți. Trebuie să îți depășești careva frici, careva bariere. Erau momente când, după careva căzături, eu mă temeam să mă urc pe cal, însă am reușit să combat această frică, să fiu mai puternică decât ea și să urc din nou în șa. Și caii sunt cu personalitate. Trebuie să găsești un limbaj comun cu ei pentru o bună înțelegere, spune Stella. Asta este destul de greu, deoarece nu cu toți caii mi se creează această conexiune. Sau eu îi aleg pe ei, sau ei mă aleg pe mine, nici nu știu cum se întâmplă, însă prin muncă reușești să capeți încrederea calului, ei simt și fricile tale și fericirile tale și indispoziția ta. Din acest motiv este foarte important să știi ce redai calului, deoarece ei sunt ca o oglindă care ne reflectă sentimentele noastre. Stella, eu te-am admirat de departe, da, cum pregătești căluțul, cum îl îngrijești, cum îl dezmerzi și te rog să-mi faci mii cunoștințe cu el, așa să fim mai apropiați. Cu siguranță, aceasta este Elada. Poți să nu-ți fie frică să o mângâi. Okay. Este destul de prietenoasă. Știi că și eu ador foarte, foarte, foarte mult caii. Voiam să te întreb, de fapt, cum îl dezmerzi și cum vorbești cu el înainte de antrenamente. Noi avem o serie de sunete prin care comunicăm cu cai. Este un șuierat ușurel. Cu care... să te aud. Așa noi îi calmăm. Când ei sunt un pic agitați sau speriați, deoarece sunt animale, chiar dacă sunt așa de mari, totuși sunt foarte fricoase. Acum te invit să te admirăm la antrenament pe teren la propriu. Să mergem! Odată ce urci pe cal, instant capeți încredere în forțele proprii, dar succesul vine după multă muncă. Să înveți comenzile, mișcările, să simți comportamentul animalului și să manevrezi cu atenție centurile. Este un sport liber, însă cu siguranță dacă vrei să obții careva rezultate, este neapărat să vii măcar de 3 ori pe săptămână, cu cât mai des, cu atât mai bine, deoarece aici ai nevoie mereu de o persoană care să te privească dintr-o parte. În acest sport nu poți ajunge la un nivel la care să fii desăvârșit, ai mereu la ce lucra și asta îmi place, să evoluez și să devin din ce în ce mai bună. Deși sportul ecvestru este unul foarte dezvoltat în Europa, țara noastră rămâne în urmă la acest capitol. Motivele sunt lipsa investițiilor, dar și a specialiștilor. Cu ajutorul antrenoarei, Stella a reușit să participe la mai multe competiții. Cu siguranță este greu din această cauză să crești ca sportiv, pentru că nu ai spațiul ăsta în care poți să te dezvolți peste hotare. Plus la asta este costisitor și în Republica Moldova nu sunt investitori în acest domeniu. Însă cred că încetul cu încetul văd că se deschid tot mai multe școli de călărie. Pe lângă hipism, Stella scrie și poezii. A editat până acum 2 cărți. În acest an a absolvit liceul și vrea să rămână în Republica Moldova pentru a-și continua studiile, dar și pentru a fi mai aproape de ceea ce o împlinește cu adevărat: hipismul, poezia, locurile pitorești și familia.